Sonor. Bună seara, doamnelor și domnilor. Ne revedem la sfârșit de săptămână. O săptămână plictisitoare din toate punctele de vedere. O săptămână gălăgioasă doar pentru politicieni și mai ales pentru ONG-urile care se pot ocupa de toate, dar nu de viața oamenilor. Eu de aceea spun eu că zilele acestea s-a produs un asasinat odios în termeni metaforici. Bineînțeles, într-o paranteză amplă, aș putea spune chiar mare, mult mai mare decât percepția noastră cotidiană obosită și plictisită. Un asasinat odios la adresa domnului academicianului Leon Dănăilă, executat ritualic, evident, de comisarii corectitudinii politice. Politically correct, pentru că au primit ordin. Corectitudinea politică este cântecul de lebedă, după cum spun toți filozofii contemporani cu noi, cântecul de lebedă al sfârșitului societății vestice. O societate veche, o societate aproape îmbătrânită în 2000 de ani de civilizație, dacă vorbim doar de la Hristos încoace, bazată pe învățăturile creștine, ucisă pentru că niște piticantropi au decis că oamenii nu au dreptul să mai spună ce gândesc. Dacă spun, vor suporta repede rigorile noii morale. Cineva a decis că oamenii sunt identici și neagă faptul mai mult decât dovedit că nu există doi oameni identici în lumea aceasta. Leftiștii care împing agenda corectitudinii politice și a lipsei diversității vor să anuleze statisticile, vor să anuleze știința ca să se potrivească teoriei lor, că toți oamenii sunt la fel, iar cine are tupeul să aibă o poziție diferită e distrus imediat, indiferent de background-ul său. Să fim sinceri, bărbații și femeile sunt diferiți fiziologic, psihologic și așa mai departe. Asta este o realitate pe care militanții PC vor să o ascundă, să o facă să dispară, să se dezintegreze, să nu mai existe, să fie doar o linie dreaptă, numai că biologia nu îi lasă, iar statisticile arată de fiecare dată și de mii de ori aceasta. Bărbații sunt mai buni la unele lucruri, femeile la altele. Bărbații au forță mai mare, sunt mai agresivi, femeile sunt mai sensibile și mai sentimentale. Și privilegiul de necontestat al femeilor este acela de a da viață. A condamna pe cineva care spune că pe ansamblu femeile sunt chirurgi mai puțin performanți și că asta e părerea lui, este o aberație. Și dacă nu e o aberație, este o erezie, o blasfemie și o atrocitate care s-ar putea, să-i spunem, plasa în epoca de piatră. Și eu, de exemplu, cred că femeile nu sunt soldați la fel de eficienți ca bărbații în condiții de război pentru că le este milă. Sunt mult, mult mai sensibile. Mă face asta pe mine misogin? Nu știu, nu cred. Invitatul nostru permanent, Corneliu Mânuranu, cetățeanul de la Fălticeni, așteaptă să intre în arenă. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Drumul greu, omătul mare, cum e drumul ăsta? Încă este bine. Încă e bine, încă nu? Îmi împărtășești și mie sentiment, și același împărtășești ca și mine același sentiment. E atâta tristețe, atâta monotonie. Ce mi-ai făcut zilele astea? Ce se mai întâmplă? Că parcă nu mai avem voie să spunem nimic și dacă nu mai avem voie să spunem nimic, că sunt tot felul de instituții care veghează la tentativele noastre de a abdica de la morală și de la etica modernă. Cred că poate să ne îndreptăm spre administrație. Ce mai e pe la voi, pe la Fălticeni? Bine, nu-i vorba numai de tristețe și de aparent o stare de nemișcare în campanie, cum ziceam, o campanie eternă. Spuneați de profesorul Dănăilă. Evident că și-a asumat poziția de candidat și a știut că intră în groapa gulei, de aceea și orice cuvânt ale domniei sale este răstălmăcit de partea cealaltă. Pentru că, strict medical, de altfel, dacă tot veni vorba și sunt fălticenean, trebuie să amintim că prima femeie neurochirurg din România este din Fălticeni, Rodica Ogrezeanu. S-a născut în Fălticeni și a profesat destul de până bine. În ce perioadă, dacă știți? Eu, sincer, nu știu. Început de secol, prima jumătate. Neurochirurg? 1900, neurochirurg, da.
Bun, asta nu înseamnă că n-ai voie să ai opinie. Deci, o fi, nu globalizăm. Sunt, și nici nu s-a spus la mine. E o părere. E părerea unui om care a operat președinți de stat, unui om care a operat pe creier mii de oameni. E părerea unui om modest, onest, cinstit și curat, care a fost pus în avion de Ceaușescu și dus și operat la, pe Kim Il Sung și așa mai departe. Este părerea unui om care are în spatele său la 80 ceva de ani, plecat de la Daraban cu o turtă uscată în traistă, are la vârsta asta a lui o carieră gigantică pe care nu știu dacă o pot face decât 100 de oameni din 10 milioane. Pe neurochirurgie, nu pe altceva, mă refer. Totuși, dacă ar avea o părere, trebuie să-l crucificăm, dacă are și el o opinie. S-a generalizat afirmația domniei sale și... Dom'le, e o părere că femeile sunt mai sensibile, mai scurate, mai, poate mai atente, mai prudente, mai elegante. Numai în filmele hollywoodiene de proastă calitate, de zmeura de aur, vedem noi femei de alte Nikita și de altele super, super luptătoare care să înspăimânte și să ucidă câte 100 de oameni pe secundă, în chinuri groaznice, evident. Și performează în alte profesii, compensează. Da, în alte profesii, păi, și asta înseamnă că e o barbarie asupra, trebuie să sară ONG-ul. Mor oameni în fiecare zi pe lângă noi, ONG-urile tac. Mor oameni în spitale, să meargă la Cluj, la spitalul unde mor copiii de cancer, să vadă cum ies câte 10 se crie pe zi, mici, ca niște valijoare. Acolo nu se întâmplă nimic. Mor oameni, este atâta dramă și atâta suferință pe planeta asta și mai ales în țărișoara asta, dar nu vedem. Nu vedem, nu auzim de ONG decât când e vorba de Roșia Montana, de câinii vagabonzi, da? Și de, dacă se poate, de pădurile României și încă câteva atât. Gazele de șist. Gazele de șist. Atât auzim că există ONG-uri. Și bineînțeles ONG-urile astea cu sexul, știți? Cu apartenența, cu credința și așa mai departe. Deci atât. Restul nu mai există. Nimic, nicăieri. Pe asta suntem canalizați. În fine. Da, cum e pe la Fălticeni? Ați întrebat ce mai e pe la Fălticeni. Așa. Bine, lunea care vine va fi o ședință ordinară de Consiliu Local. Cum de ziua Bucovinei, voi face ședință de Consiliu Local ordinar, nu una sărbătorească pe, cu șampanie. Pe ordinea de zi nu am văzut nimic festiv în această privință. Bănuiesc că se va aduce aminte, se va preciza că este ziua Bucovinei. Ordinea de zi are în jur de 17-18 puncte. Două, trei din acestea au fost atinse și ieri la un post de radio local de un candidat liberal din zonă. Este ce am remarcat și eu ca fiind mai important. Este un proiect de hotărâre inițiat de primarul Cătălin Coman, care prevede un contract de colaborare între Primăria Fălticeni și o firmă de divertisment din Botoșani, care se ocupă cu organizarea de bălciuri în mod special. Adică... A colaborat primarul și anul acesta de zile municipiului. Însă și atunci și acum, pe mine cel puțin, ce m-a frapat și candidatul liberal de ieri la fel a remarcat, în expunerea de motive și în contractul model, primăria spune că pune la dispoziția firmei respective între 2 decembrie și 28 decembrie Până după Crăciun, așa, liniște. Toată cea mai spectaculoasă perioadă a lunii decembrie, da. Adică și chiar și a anului. Aproape o lună este piața Nada Florilor din Fălticeni, știe nu numai fălticeneanul. Dar deja a intrat în mitul urban. Este, da, câteva sute de metri pătrați. Problema este că în nicio lege nu există termenul de piața fiind domeniu public, de dare în folosință unui terț, pune la dispoziție. Dar legea prevede domeniul public poate fi dat în administrarea unei autorități publice sau instituții publice, sau poate fi închiriat
sau concesionat prin licitații publice. Punct. E adevărat, dar transferul acesta de proprietate se întâmplă la festivaluri. Să știți că am anul ăsta la festivalul la Sighișoara, parcă nu s-a mai ținut medievalul, pentru că în acele trei zile, primăria trebuia să cedeze dreptul de proprietate asupra anumitor spații, organizatorilor, da, aceia stații, da. Și nu putea să facă lucrul ăsta, pentru că organizatorii după aceea subînchiriau spațiile altora, mă înțelegeți? Și până atunci s-a putut. Acum de ce nu se mai poate, nu oare? Nu este, la fel de ce... Adică nu, acolo la Sighișoara, metoda asta a funcționat până anul ăsta. De ce nu constituie excepție în privința acestui aranjament, zic eu? Da. S-a mai întâmplat, însă nu este legal și să vă explic și de ce, cum spuneam, colegele care guvernează domeniul public. Domnul primar Coman, evident că va spune, ca și la zilele municipiului, că primăria nu va cheltui niciun ban pentru organizarea Crăciunului, zilelor de Crăciun. Firma respectivă se obligă să aducă un patinoar, să instaleze un patinoar, însă pentru firmă și pentru terți, evident, vine cu căsuțe portabile, spune în contract, prin care se comercializează băuturi, vin fiert, ceaiuri, cafea, popcorn și altele. Da, toate cele care de obicei le întâlnești pe la târguri. Primăria predă spațiu pur și simplu firmei. Deci o cedare de suveranitate sau de proprietate temporară? Sau cum vine? Firma vine cu terți, cărora evident că le ia bani pentru faptul că le închiriază un metru, doi pătrați. În plus, față de asta, prin contract, primăria se obligă să plătească energia electrică în această perioadă. Tot e o cheltuială. Apa curentă. Tot e o cheltuială. Salubrizarea. Nu chiar nimic. Ori atunci. Da. De ce, zic eu, nu se face o treabă gospodărească, care să evite și suspiciunea de anumite aranjamente? Dar înainte cu un an de un eveniment, de zile municipiului sau de sărbătorile Crăciunului, să fie licitație publică pentru suprafața acutare. Și atunci, ca e de sarcini, cu cerințe, cu tot ce trebuie. Da, spuneți-mi totuși, costurile astea nu sunt destul de consistente? Apa la un patinoar, problema electricității, eu cred că este serioasă, mă refer la consum, la mașinăriile alea de război ale lor, că cred că vin cu din alea, nu cu nebuniile alea. Nu... Siguranță, chiar unii concetățeni comentau în presa virtuală, locală, că va fi un bâlci de Crăciun. Da, un bâlci, dar sub cupola Crăciunului, sau sub, știu eu, a lui, ca să nu folosesc sintagma asta oligofrenică, spiritul Crăciunului, că cred că e folosită numai la noi de 200.000 de miliarde de ori în fiecare an, de la Sfântul Nicolae până după Bobotează. În opinia mea, există, atunci când lucrurile sunt făcute, gospodărește și din timp, sunt soluții ca să nu fie absolut nicio. Pentru că, pe de altă parte, evident, nu spun. Fălticenenii au două ocazii mari de divertisment. Sfântul Ilie, nu? 20 iulie și Crăciun. Și Crăciun, atât. Poți să interzici fălticenenilor să se distreze într-un an de două ori. Însă se poate face, repet, adică legal, cu mai multă transparență și cu mai multă, știu eu, altceva nu este decât suspiciunea că e ceva neregulă în ceea ce privește pentru că, da, firma respectivă. Te întreb de ce aceeași firmă a doua oară? E a doua oară. Prin că fără să scoți serviciile astea la o licitație. Dar cum pot să facă lucrurile astea? Că am înțeles că dacă vrei să cumperi un toc de hârtie, acum trebuie să te duci la... Da, da, măcar prin încredințare directă, așa este. Nu știu, nu este legal, atât pot să zic. Și părerea mea personală, însă nu e în regulă. Da, am citit un titlu la voi, nu? Pe presa sceveană l-am și pus pe ecran, în presa fălticeneană de două ori, iertați-mă, Black Friday la PSD Suceava, Bejinariu și primarul Salamaha, nume exotic, așa îmi place cum sună Salamaha, eu cred că e o poreclă, inițial, au ieftinit partidul înainte de alegeri. Primarul Salamaha, un edil PSD-ist care s-a ciocnit și cu paharul și cu tovarășul de pahar, care era secretarul. Așa. Despre ce e vorba? Ce s-a întâmplat? Că bănuiesc că se comentează copios pe asta, se bârfește așa, spumos și plin de patimi. Chiar de către
PSD-știlor, că ei sunt PSD-și, nu da, cred bine, că... Fiind vorba de comuna Vulturești, evident, lumea e mică, nu? Și în zona Fălticenului și în județ. Ieri urmăream și eu această știre. Cred că dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs, acum se spune... O dramoletă ieftină, o dramoletă ieftină, dar nu între doi politicieni, că la urmă, nu, secretarul nu era politician, dar doi oameni din sistemul administrației locale. Pe scurt, problema care este? Primarul a și recunoscut ce s-a întâmplat, că după o zi de muncă s-au cinstit... Ne poți da, Alex, ce a făcut mărturisie absolut pașoptistă, pășunistă, protocolară și cu un accent așa medieval, moldovenesc medieval, e gata clipul ăla? Cu sunet, evident, către tot poporul. Cu primarul, cu Fortuna lăsăm la sfârșit, după ce ieșim noi din direct. Și până avem imagini, dacă le vom avea, pe scurt, lumea cred că știe deja, însă asta a fost. După o zi, cum spunea și primarul, s-au cinstit. Interesant este că primarul a luat loganul primăriei, secretarul loganul personal și la o perioadă, după un sfert de oră, s-au întâlnit. S-au decompensat psihic. Dă-ne drumul, dă-ne drumul, e gata, zice, că e gata și ne poți da drumul, da? Ieri a ajuns raportul final al Curții de Conturi, a ajuns la Primăria Vulturești, în jur de 15:30, așa. Eu am rugat pe domnul secretar să rămână după 16, după ce se încheie programul dumnealui, să analizăm. S-a făcut 5-5 jumătate. Și am zis, domnule, dacă tot ne-am apropiat de final cu analiza, am zis, hai să luăm câte un păhărel, câte o țuiculiță. Da, și am luat. Una, două, trei acolo, pe care... Am plecat, eu am zis, avem defecțiune la iluminatul public pe Vulturești, pe Giurgești, pe Hreasca și am zis, domnul secretar, eu plec să verific un pic iluminatul public, să văd dacă l-a reparat ieri. Pe Vulturești am văzut că funcționează, zic, mă întorc înapoi să mă duc pe Hreasca. Iar mă rog, am dat drumul mai tare un pic la mașină, pe fondul întunericului, la pod, la Vulturești jos, sunt niște denivelări pe care se pot vedea acolo, sunt denivelări, fiind și noapte. Am făcut mașina balans de 2-3 ori în spate și în față, la care mi-a alunecat puțin volanul. Din nefericire, din contrasens, era domnul secretar al Comunei Vulturești și am avut spiritul de... și am tras tare dreapta și totuși l-am acroșat cu latura stângă, desumflat, a făcut explozii la roata din stânga și m-a tras în stânga și m-a băgat partea aia la întâi. Niște băieți buni, samariteni, din punctul meu de vedere, au sunat la 112. A venit smurdul cu poliția, normal, am recunoscut, nu ne-am sustras la nimic, nu le-am greșit. Greșeala majoră este că am făcut imprudența de a mă urca la volan. Și nu e variat, eu îmi iau obligația, dacă eu am stricat-o, îmi iau angajamentul să o repar pe propria mea cheltuială, regret că m-am urcat la volan. O imprudență făcută care nu stă în caracter. Da, regret, îmi pare rău ca la pionieri, la școala generală, pe vremuri, mi-amintesc, sau ca poate și acum, îmi pare rău, dar totuși sunt fapte, te uiți la volan unul băut, ceea ce este o infracțiune extrem de gravă, aici sunt consecințe ridicole, banale, nesemnificative, dar numai ideea în sine, am înțeles că nouă cod rutier la chestiuni de genul acesta e necruțător. Că în afară de a fi un șofer oarecare, e primarul localității. E primarul localității, exact. Dar s-a comportat ca un John Wayne. Se presupune că trebuie să dau un exemplu, într-adevăr. Nu știu, pentru ambii și pentru primar și secretar au prezumția de nevinovăție. Amândoi, însă, din ce puțin ce am citit în raportul poliției rutiere, aveau peste 0,8
grame la mia de... Bine, dar eu n-au imunitate și la așa ceva nu, este, nu există imunitate. Da, e un prag peste care, din câte cunosc eu, e vorba de cel puțin de amendă penală. A, ați observat? Acum facem așa o mică vârfă. Ați observat că n-are pic de regret? Din atitudine? Sau observ doar eu? Da. N-are pic de regret? Adică cu atâta nonșalanță, cu atâta limpezime, da, povestește ca și cum e fapta de eroism. Povestește frumos. Eu văzând atât, mi-am despus aici de precizat, văzând această întâmplare, mi-am adus aminte, bănesc că știți și dumneavoastră, circula o poveste, încă nu era internetul, da? În revista Lumea am prins, mi se pare, o istorioară de pe o insulă din Europa, unde existau doar două străzi cu o intersecție și două mașini. Da, asta se întâmpla în 1912 sau în 1916, într-un oraș mare. Mi-am inteles, dar nu, insula era în Chicago, am impresia, sau în fine, era într-un oraș mare. Ca idee. O singură intersecție, doar două mașini. Acum 100 ceva de ani și acelea două mașini s-au ciocnit și am prezut că au și murit. Unul din ei a murit. Da. Că s-au ciocnit foarte tare. Aici s-a ciocnit primarul cu secretarul. Evident că nu o să mergem mai departe acum ca să creăm suspiciuni și să le finanțăm eventuale, dar vorba târgului spune că ei de fapt mergeau într-un anumit loc să răfuiască cu cineva și nu pur și simplu așa erau niște oameni domestici cu minți responsabili și eleganți care au băut zdravă în la primărie și după aceea se duceau spre casă sau spre alte case, ca să nu vorbesc spre alte case. Da, este o versiune a unui ziar local. Da. Da, vorbiți de obiectivul de Suceava, de obiectiv sau de ziarul de Fălticeni? Obiectiv de Suceava. Da, revenind la probleme mai serioase, apropo de ședința de Consiliu din Fălticeni, da, de luni, mai este un proiect de hotărâre inițiat tot de domnul primar Cătălin Coman, care prevede un protocol de colaborare și înfrățire între municipiul Fălticeni și comuna Ciocâlteni, raionul Orhei, din Republica Moldova. Scuze-mă. Deci, să menționăm lucrul ăsta, mi-am cerut scuze la publicitate la regie, e firesc, Fălticeniu cu Ciocâlteni. Ciocâlteni, din raionul Orhei, din raionul Orhei, Republica Moldova. Da. Așa, și o acolo? Comună cu 2280 ceva de locuitori. Deci și o comună mică, 2000 ceva de locuitori, o comună mică. Vom vorbi și despre acest mare act de eroism, această întâmplare care trebuie oarecum memorabilă și trebuie tratată ca atare după decupajul comercial firesc. Să vedem cum de Fălticeniu, dar eu știu de ce, dar în fine, nu pot să spun până la capăt, pentru că e campanie electorală, Fălticeniu la cât 30-40 de mii se înfrățește cu o comună de 2000 de locuitori. 26 de mii, ultimul recensământ. Iar Orhei este undeva, na, eu știu, spre... Noi suntem Moldova, asta, spre Evul Mediu, dar zona Orhei e cea mai izolată zonă din Basarabia. Publicitate, deci.